Hei, salut, eu sunt Andreea și acest vlog este cu mami. Astăzi facem 24 de ore, mama spune doar da. Da, nu. Cum adică nu? 24 de ore spui doar da. Nu. Deci eu am pornit camera și nici nu i-am zis mamei că fac vlog, dar adevărul este că astăzi zici doar da. După cum vedeți, să vedeți, eu n-am nimic în mână pentru că am zis, mama, poți să duci tu gunoiul? Da. Și tu ce ai zis, mama? Da. A zis da. A zis da, pentru că n-are cum să nu zică nu. Uitați-vă, outfit-ul meu de astăzi sunt așa portocalie. Și ghiciți unde mă duce acum mami? În Maldive. Glumesc, mă, n-a zis da la Maldive, din păcate. Din păcate. Dar mă duc la școala auto, mă duc la lecția mea de șofat, lecția mea practică. Acesta este outfit-ul meu. Tă-tă-tă. Sunt așa portocalie. Și acesta este outfit-ul mami, este așa... Hei, prieteni, vreau să fac o mică pauză de la vlogul acesta cu 24 de ore, zice mama, da? Da, chiar dacă vlogul ăsta e preferatul meu de pe canal, vreau să vă zic ceva super, super tare. Haideți să vă arăt un site super tare care se numește tipli.ro. Bum! Aici vă puteți căuta magazinul preferat, dar puteți să faceți și o comandă sau de ce nu mai multe comenzi și vei primi o parte din bani înapoi în 48 de ore de la plasarea comenzii. Iar banii adunați îi puteți retrage în contul vostru bancar. Așa simplu este, exact, dacă vă înregistrați cu linkul din descrierea acestui vlog, veți primi bonus 30 de lei pentru prima comandă, așa că vă las linkul în descriere, nu ratați ocazia. De ce? Nu? Păi de ce nu te-ai îmbrăcat și tu, frumii? În fine, nici mie nu-mi place, adică nu știu, nu pot să dau outfit-ul ăsta nota 9 sau 10. Nu știu, nu-mi place. Îi dau nota 7. Așa, 7. Mă asortez cu clădirea asta, cu credința asta. În fine, apropo, ia uitați unghiile mele și unghiile mamei. Ea și le-a făcut nuanța pe care mi le-a făcut eu luna trecută și eu mi le-am făcut nuanța pe care... Doamne, dar ce unghii mare ai, frate? Ai mi-a zis că-s păduchi, frate. Ia mai arată odată unghiile. Uitați ce unghii frumoase. Arată așa, mami. Uitați ce mână frumoasă are. Uitați ce unghii frumoase are. Uitați-vă la ale mele, ce mici sunt. Oh my god. Da, unde te duci? Mai pe acolo? Ok. Mami, mami, mă lași să merg cu mașina singură. Eu cred. Eu nici nu vreau să merg, sincer, nu știu cum voi, dar eu cred că toate fetele, toți de vârsta mea vor să șofeze. Eu sunt singura nebună care nu mă trage inima să șofez. Adică, sincer, eu mă duc la școală auto cum mă pune ea. Mine mă trage mai tare. Pentru că eu anul viitor vreau să mă duc singur, pentru că mine mă duce mama fiecare dimineață cu mașina la școală, că avem de mers ceva. Și vreau, adică nu eu ca mama, vrea să nu se mai trezească dimineața anul viitor, să merg eu singură la școală. Gen. Așa că da, de asta merg acum la școală auto, ca când fac 18 ani, adică pe 2 octombrie, să merg eu singurică la școală cu mașina mea. Și apropo, învăț pe automat. Nu învăț pe mecanic. Nu o să merg pe mecanic. Ne-am teleportat în mașină. Foarte bine azi, uitați. E un timp așa foarte frumos. E 25 de grade, dar e foarte bine. Apropo, uitați-vă ce husă drăguță are mami. Mami, arată husa. Mami, arată husa. Ce drăguț. Și husa mea, uitați-o. Husa mea e asta. Albă, că mami am luat-o albă să fie ca unghiile. Chiar dacă unghiile sunt milk albe. Milk? Milk albe. Milky white. Milky white. Chic, chic. Dragilor, îmi pare rău că întrerup vlogul, dar îl întrerup pentru că vreau să vă zic ceva. Oh my god, după Andreea, ce am ajuns acasă cu mami de la școala 8, vreau să vă zic că am intrat în live. Nici nu i-am citit voie, mami, adică n-a trebuit să-mi zică da sau nu, oricum îmi zicea da. Am intrat live și uitați-vă ce asta. No! Oh my god, trebuie să vă uitați la meciul ăsta. Îmi pare rău, Antonio, pentru asta. No way! No way! Oh my, oh my god! No, 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 no! Boom! Man, if you... Stai, mă, bărbat să spune. Man, you, if you are schmecher, send 1,000,000 points. You are, if you are schmecher. No, if you no, are, no! If you are big guy, if you are big guy like me, man, if you are big, come on, 500 more points, you 1,000,000.
mami, mami, poți să-mi comand Mac? Și ghiciți ce? A zis că nu, după care i-am zis, stai un pic, ce ai zis? Și a zis, da, poți, poți. Și mi-am comandat Mac. Apropo, astăzi mi-a venit, bine, nu trebuia să-mi vină, dar la fel, am întrebat-o pe mami, mami, poți să-mi comand un ring light nou? Și a zis, gen, nu, Andreea, că ai deja 3 ring light-uri. Și pe bune, am 3 ring light-uri, adică unul l-am dat verișoarei mele și unul l-am eu acasă acolo. Și mai am unul, dar ăla nu-l folosesc, că e prea mare. Și ghiciți ce, am găsit unul perfect. Ăsta e de călătorie. Atunci când plec undeva în călătorie, îmi iau ring light-ul ăsta micuț cu mine. Mama la început a zis, nu, Andreea, că ai deja multe ring light-uri. După care i-am zis, stai un pic, ce ai zis? Mai repet o dată, ai zis cumva nu? Și a zis, da, da, Andreea, da, poți să ți-l iei. Și mi-am luat acest ring light. Este, uitați-vă cât de micuț e. Este ca așa, ca un cerc. E micuț rău de tot și nici n-are din ăla băț. Are, uite așa, chestie care se pune pe masă, gen așa cum ar veni. Se pune pe masă, e foarte mișto. Și aici am adaptor la... Oh, mamă, ce tare, mi-a dat și adaptor. Doamne, se vede că mi-e foame. Adaptator, ați înțeles voi, da. Sau cum se numește, în fine. Și aici avem suportul pentru telefon. Uite așa, chestia asta chiar nu știu ce-i. Lăsați-mă că aia chiar nu știu ce-i. Din păcate, ring light-ul ăsta nu e cu culori, dar uitați-vă, se numește Ring Light Life. Adică e perfect pentru live-uri pe TikTok, ceea ce o să-și fac eu. Live-uri pe TikTok el. Așa că, mișto, rău de tot.